Bună ziua și bine ați venit la Vaideni. Localitatea Vaideni este o localitate la altitudinea între 500 și 2154 altitudine, cel mai înalt vârf, vârful Ursu. Pe raza administrativă a noastră este o localitate cu o istorie de peste 500 de ani și ne bucurăm ca în această zi deosebită să avem oaspeți de cinste alături de noi. Salut prezența domnului Călin Georgescu alături de noi aici, împreună cu invitații de seamă și mulțumesc cu această ocazie domnului Mihai Vinereanu și domnului Emil Popescu pentru că au facilitat această întâlnire în zi de mare sărbătoare pentru noi. Mă bucur să văd aici la Vaideni în această zi români adevărați, români care nu pleacă capul în jos și țin fruntea în sus. O să mai intervin pe parcurs, până una alta o să rog pe domnul profesor să ne spună câteva cuvinte. Bun venit tuturor și multă sănătate doresc la toți. Ceea ce doresc la toată lumea, bineînțeles. Acum, problema e foarte delicată pentru mine, pentru că încep această discuție legată de degradarea care se manifestă să petrece a tuturor pilonilor societății noastre. În primul rând, pilonii să-i specificăm, e biserica, școala, familia, limba, bineînțeles, tradițiile, și tot se ține de toate acestea. Ceea ce deranjează foarte mult este faptul că, legat de școală, pentru că am funcționat ca profesor, faptul că nu se mai studiază istoria în școală, faptul că academicianul, președintele Academiei noastre române, academician Ioan Aurel Pop, a intervenit și a precizat de necesitatea predării istoriei în școală. Lucru care nu este luat în seamă. Deci aceasta ar fi o altă chestiune legată de învățământ. Bineînțeles, sunt mai multe, dar numai de aceasta m-am legat. În probleme de istorie, probleme de literatură română. Nu știu de ce nu se mai studiază Eminescu, Caragiale, Creangă, Coșbuc, de ce sunt scoase din programa școlară acești scriitori, poeți mari, cum este Eminescu, spre exemplu. Mai mult decât atât. Dacă vorbim de poezia patriotică sau de chestiuni legate de patriotism, iarăși sunt chestiuni despre care iar se poate vorbi foarte mult. Nu se mai vorbește, nu se mai recită poezii patriotice. În sfârșit. Legat de sănătate, dumneavoastră știți destule. Nu e cazul să mai precizez eu. Legat de biserică, de pe vremea Uniunii Sovietice, să știe că a fost scoasă și lăsată deoparte biserica, mai ales în Uniunea Sovietică, în care bisericile erau transformate în grajduri, în hârciumi, depozite de cereale sau alte asemenea chestiuni. La noi nu s-a întâmplat acest lucru și văd că se menține. Românii au fost creștini și au rămas creștini și sunt creștini. Așa că nu știu dacă vor reuși ceea ce doresc anumite persoane. Acum, dacă ar fi să vorbim și despre familie, iarăși dumneavoastră știți destule. Foarte mulți, pe vremea trecută, nu se cununau în biserică. Aveau această teroare să nu se cunune, să nu se afișeze că sunt credincioși. Nu știu dacă se va ajunge și acum la aceleași chestiuni cum a fost trecut. Sperăm să se păstreze aceste tradiții și
Mai mult decât atât, familia se știe clar că e celula societății formată din tată, mamă, copii, nepoți, bineînțeles, și descendenții acestora, ori în momentul în care zicem părinte 1, părinte 2, nu știu mai ce, iarăși este o chestiune cu care nu poate fi toată lumea de acord. Sunt numai subiecte de discuție pe care le creez acum, le pun în discuție ca să aveți dumneavoastră subiecte de discuție legate de aceste lucruri. Legate de tradiții, la fel, sunt foarte multe. Se mergea în sat cu craii, cu steaua. Foarte puțini copii mai merg cu steaua, cu craii, cu plugușorul se mai duc, dar cu craii, cu steaua mai puțin. Iarăși o chestiune care ar trebui să ne dea de gândit. Bine, ca teme de discuție, poate pe traseu mai intervin cu anumite probleme. Rog acum, știu eu, pe domnul general. În primul rând, vă salut pe toți care ați avut plăcerea să veniți, să participați la această întâlnire de suflet, mai ales că avem în rândul nostru, rândurile noastre pe binecunoscutul Călin Georgescu. Și sper să fie un început bun, să ne întâlnim mai des și să putem să comunicăm și să vedem ce să rezolvăm din multele probleme pe care domnul Popescu le-a amintit aici. Eu o să vorbesc mai mult despre limba română, pentru că m-am ocupat de limba română întotdeauna și acum mă gândesc de în ultimul timp că dacă nu mă nășteam aici, la Vaidien, poate că n-aș fi avut pasiunea asta, dragostea asta pentru limbă. Limba pe care vorbea lumea aici, în zona noastră, era o limbă foarte curată, să zic așa, cu puține neologisme, cu puține împrumuturi. Și eu, de când m-am dus la școală sau de când mă știu, am făcut întotdeauna distinție între neologisme și cuvintele străine, fără să știu, fără să fi învățat în prealabil la școală. Și de aici pasiunea pentru limba. Limba este, sigur, liantul principal, necesar pentru coeziunea unei națiuni. Un popor, o țară, un stat, cu cât este mai legat de limba respectivă, adică să existe o limbă generală, vorbită de toată lumea, atunci este și o spiritualitate comună și obiceiuri, concepții despre lume, despre viață și așa mai departe. Deci limba este extrem de importantă. Am studiat limba română și am ajuns la alte concluzii despre originea limbii române. Și am abordat o metodă nouă, o paradigmă nouă de care trebuie cunoscută limba română. Pentru că dacă te uiți într-un dicționar etimologic al limbii române, vezi că aproape fiecare cuvânt vine de undeva. Ceea ce este complet greșit. Cuvinte care sunt erudite între ele, unul vine din turcă și altul vine din, eu știu, din maghiară sau din rusă, sau din slavă, ceea ce nu-i deloc adevărat. Eu am abordat limba română din punct de vedere indo-european și am constatat că este o limbă foarte unitară. La un moment dat m-a întrebat cineva despre ce crede despre limba română și am spus așa, eu știu că limba română este ca o simfonie, pentru că cuvinte care socotite a provenit din surse diferite, de fapt, provin din tracodacă, prin, din proto-indoeuropeană, prin tracodacă și ele formează grupuri,
grupuri exact așa cuvinte care au aceeași origine și ele s-au diversificat puțin din punct de vedere semantic, din punct de vedere formal și așa mai departe. Deci, atâta timp cât ne iubim limba și tradițiile, putem să denumim ca popor. Dar în momentul în care nu ne mai place limba și vrem să vorbim în alte limbi, sau e foarte simplu în alte limbi, începem să ne clătinăm. Și asta nu este de dorit și copiii de la școală trebuie învățați să iubească limba română și să iubească istoria poporului de care fac parte. Fiecare popor are felul lui de a fi, de a evolua în istorie, cu bune și rele. Nu trebuie să vedem numai ce e rău la istoria noastră, că și alții au. Dar la noi este un obicei mai puțin, zic eu, obișnuit, să vorbim numai despre, eu știu, anumite aspecte, așa, eu știu, și anumite înfrângeri sau anumite, dar avem absolut multe lucruri în istoria și cultura poporului român cu care ne putem mândri și putem să ne, care alții pur și simplu nu le au, pentru că noi suntem un popor vechi, un popor cu tradiții continue de mii și mii de ani. Și asta nu înseamnă că nu trebuie să avem relații bune cu vecinii, să ne respectăm vecinii, și, dar în măsura în care ne respectă și pe noi. Și nu trebuie să uităm cine suntem, trebuie să știm că suntem un popor foarte vechi, cu tradiții străvechi și nu suntem un popor de adunătură, cum se spune de multe ori. Cum genetic vorbind, suntem poporul român este format de acum 5.000 de ani. Nu este format nici acum 2.000 de ani, nici acum 1.000 de ani, cum susțin diferite surse. Și dacă suntem formați din punct de vedere genetic de acum 5.000 de ani, în mod sigur și din punct de vedere lingvistic și cultural, avem aceeași filiație, aceeași vechime. Sigur, sunt multe de făcut în țară, cum bine se știe, dar trebuie să fim optimiști și să fim uniți și atunci vom, în sfârșit, vom reuși. Vom reuși să ne clădim un viitor, un viitor mult mai bun, un viitor în care să fim noi înșine, să reprezentăm tradițiile și să acumulăm valorile noi care sunt în lume. Nu este o contradicție între tradiție și inovație. Ca să fim un popor de succes, trebuie să coroborăm aceste două coordonate. Tradiția solidă pe care o avem și noile descoperiri, noile valori care există, eu știu, în lume și trebuie să fim întotdeauna conștienți că numai așa putem să reușim. Revenind la limbă, cred că trebuie, în școală trebuie să se acorde mult mai mult, pe lângă științele exacte, să se acorde destulă importanță și limbii și istoriei, pentru că cred că toate popoarele din lume fac treaba asta și sunt sigur că nu greșesc și trebuie să vedem ce au și alții buni să preluăm de la ei și să implementăm în România. Mulțumesc! Da. Acum dau
cuvântul domnului Călin Georgescu, invitatul nostru de onoare, să spună și el ce are de spus. Hristos a înviat. Așa va învia și neam românesc. Dacă fiii și fiicele lui vor bate drumul pe care a mers Iisus Hristos și vor înțelege și vor conștientiza jertfa. E foarte important ce vă spun. Suferința ca binecuvântare. Pentru că singura noastră șansă de a crește spiritual, așa s-a văzut în istorie, este suferință. Să știți că nu ai cum să crești la căldură. La căldură ce mă poți să dori. Ne dezumanizăm pentru că adoptăm modul de viață al sclavilor tehnici. E ceas de grea cumpăr. Pentru că o societate care este tehnocratizată nu creează spirit. Și atunci, pe bază de consecință, este abandonată moaștrilor. Și se vede astăzi. Foarte e foarte interesant că astăzi, Evanghelia de astăzi în biserică, a fost povestea demonizatului de la Gherghesa. Este foarte relevantă pentru noi toți. Pentru că ne aflăm în mijlocul ciclonului, sistemului tehnoglobalist, care este impus de Occidentul degenerat pentru a ne controla total viețile și ne-a preluat sufletul. Punct. Problema se pune ce facem noi. Și înainte de a puncta și eu, foarte elegant, tema de astăzi, limba română, o simfonie, nu-i așa? Da. Foarte frumos. Vă spun că noi nu ne prăbușim doar de numărul dușmanului sau de armamentul lui. Boala o avem în suflet. Este o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Și asta a spus Octavian Goga. Că tot spunea domnul profesor aici. Păi da, nu mai sunt nici Goga. Cântăresul pătimirii noastre nu mai este nici Coșbuc. Din zei de-am fi scovărători, cu moarte toți suntem dat. Totuna e dacă ai muri cu lăcăul moș încărbărit. Dar nu-i totun aleu să moră cu câine mânzuit. Cine mai are în suflet acest spirit? Și evident nici Eminescu. Aude foarte multe ori spunând și vorbindu-se despre iubire. Eminescu a punctat-o cel mai clar. Nu doar pentru poporul român, ci pentru întreaga omenire. De 2000 de ani îi se predică iubirea și noi ne scurtecăm între noi. Asta este realitatea zilei de astăzi. Trăim exact rezultatul ei. La început a fost cuvântul. Și cuvântul era de la Dumnezeu. Iar Dumnezeu era în limba română,
pierduți multiple, spunea Petrețuță. Pentru că poate să fie un vehicul la tot ce se întâmplă spiritual în specia om. Pentru că limba, în esență, este cel mai fin seismograf al devenirii istorice a unui neam. Pentru poporul român, felul nostru de a fi, de a exista în această lume, este statuat în cuvânt, care în credința vlahogeților era firul de lumină divin care făcea legătura, atenție, între gânduri și comunicare. Cea mai mare puterea noastră, nu uita ce vă spun, și de aici pleacă problema poporului român. Cea mai mare puterea noastră stă în gânduri și în cuvinte. În gândurile pe care ni le alegem și în cuvintele pe care le folosim. Ce vedem astăzi face parte din gândurile noastre. Nu mai arătați cu degetul. Ei sunt vinovați. Uitați-vă la voi înșine. Să ne uităm la noi înșine. Ce este afară este lumina noastră interioară. Aveți gând de victorie, de biruință, vom fi biruitori. Aveți gând de abandon, de lașitate, asta avem. Și avem exact deținătorii de putere pe care îi prezintă gândurile noastre. Limba strămoșilor noștri, limba bătrână, este o limbă de arhetip, este o limbă de construcție. Nu este o limbă de împrumut, în niciun caz. Ea zidește, ea cartografiază dimensiuni unice ale sinelui nostru identitar. Pentru că limba este identitatea noastră, ea are sunet, vibrație și verb. Este sacră și de aceea este frică de ea. Și de aceea este țara, este împânzită cu alte nații de diverse feluri și forme. Poporul român i-a primit pe toți. Dar asta nu înseamnă calul se transformă în călăreț. Asta este umilitor. Și pleacă tot de la gânduri. Și ar fi bine să nu ne mai împopoțonăm cu patriotisme jalnice. De milă față de ce au făcut strămoșii. Avem datoria să ne stăpânim destinul așa cum au făcut-o strămoșii. Și vorbele să fie fapte și faptele să ne fie vorbe. Că ei nu au murit ca noi să ne lamentăm. Nu și-au sacrificat viața și sângele lor ca noi să abandonăm. Am fost astăzi la liturghia din sat. M-am bucurat, ca de obicei, la Sfânta Liturghie, pentru ceea ce îți oferă Spiritul Hristic. Și în același timp m-am întristat. Dar m-aș întâlni, văzând lipsa majoră de tineri. Ucigătoare. Te ucide doar imaginea asta. Satul e pe cale dispariție. Și satul, țărănimea, țăranul, trăinicia lui, o trăiesc constant toată viața mea. Fără săran, vom dispărea. El este regele neîncoronat al țării. În fața lui te poți pleca. Am stat în curte la Naion Săvoiu.
și am fost copleșit de măreția lui și a familiei lui. În curtea lui este regatul românesc. În calul lui, în căruța lui, în ograda. Dacă nu înțelegem valoarea țăranului român, așa cum a înțeles-o maestru Jinaru, făcând sculptura de Arsenie Boca, în sat aici, suntem pierduți. Pierduți definitiv. Pentru că mintea strâmbă și lucrul drept se strâmbă. De-aia am spus, nu mai plădați pentru patriotisme ieftine, ci pentru fapte. Nu mai întrebați ce face celălalt. Faceți voi. Și aceste conferințe poate nu ar trebui să mai aibă loc. Pentru că faptele trebuie să fie înaintea acestor dezbateri, conferințe, discuții, foarte frumoase. Este onorabil și îl felicit pe domnul primar aici lângă noi, de față, sublim. Acest coș pe care mi l-a dăruit are un simbol formidabil. I-am spus că măcar pentru fluierul ăsta nu l-aș da pentru nimic în lume. E făcut aici. Da. Să știți un lucru. În aceste vremuri de mare dezagregare națională, când în procesul globalizării se pierd elemente sacre legate de familie, de neam, de tradiție, riscăm să ne pierdem cel mai sfânt lucru, identitatea noastră, ca popor. Pentru că rătăcim drumul către acasă. În această pericopă evanghelică de astăzi, îndemnul lui Iisus Hristos la final este măreț. Și anume, întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Am auzit și eu astăzi în biserică. Puțină predică. Nu e vorba doar de recunoștință. Trebuie să înțelegem adânc vorbele lui Iisus Hristos. Dacă vrem într-adevăr să trăim demn și să nu ne jucăm cu vorbele, pentru că vorba pe care o scoți, pe unde scoate, iese cuvântul, iese sufletul. Și cine înțelege acest lucru, înțelege. Cine nu, pierde timp. Deci nu e vorba doar de recunoștință ceea ce spune Iisus Hristos. Întoarce-te în inima ta. Despre asta e vorba. Întoarce-te în casa inimii tale. Acolo găsești pe Dumnezeu. Acolo este. Află cine ești. Fii tu însuți. Ăsta a fost mesajul crucial dat de Iisus Hristos în lumii întregi. El ne-a condamnat la veșnicie și noi l-am condamnat la moarte. Și astea sunt vremurile în care ne putem reface. Pentru că acasă inimii noastre este goală. N-a mai fost zugrăvită de foarte mult timp. Am vândut totul din ea pe margele de plastic. Iar credința, iertarea și iubirea au lunecat pe panta ipocriziei. Uitați-vă în voi înșivă. Acolo veți descoperi ce este de făcut. Nu mai arătați către alții. Alții sunt exact oglinda noastră. Este crucial ce vă spun. Dacă vrem să ne trezim. Și ăsta este momentul. Este cel mai mare moment istoric pe care l-a trăit România, de la conștientizarea esenței noastre naționale de la Alexandru Ioan Cuza din 1859. Astăzi,
în care putem realiza cine suntem cu adevărat și ce am putea să facem dacă știm cine suntem. Altfel, suntem exact ceea ce am spus de foarte multe ori, o adunătură de sclavi fericiți, care ne mulțumim cu pensia, cu salariul și așteptăm să intre bani în cont la final de lună. Asta nu este viață. A spus-o unui cei mai mari eroi, sfinți în neamul românesc, măria sa Mihai Viteazu. Pentru ca să strigi viața care ți-a fost dată, ai datoria să o meriți, atât ca om, cât și ca neam, în fiecare clipă. Asta au fost cuvintele. Cruciale. Cum o merităm? Ca oameni, nu ca indivizi, cum vor să ne transforme. E o mare diferență între indivizi și persoane. Și cum o trăim ca neam. Da, s-a prăbușit speranța, dar nu nădejdea. S-a prăbușit țara, dar nu neam. Aveți de ales în sinele vostru interior atunci când stați doar cu voi înșivă. Cât timp v-ați alocat să stați doar cu voi în această viteză în care toată lumea este ocupată, toată lumea nu are timp și toată lumea are altceva de făcut decât să stai cu tine însuți. Îi spuneam astăzi maestrului Jinaru că Arsenie Boca nici până astăzi nu a fost omagiat, ca să nu spun mai mult, Biserica Ortodoxă. Dar este sfânt în sufletele noastre. Nu avem nevoie de neapărat de o diploma. Dar este grav că nu știm ce înseamnă istorie. Este prima materie care trebuie studiată în școală. După istorie trebuie să se învețe limba română și după limba română, eventual, matematică. Oricum, cei care o învață știu să fure. Istoria este sacră. Este sfântă, pentru că ea spune adevărul. Iar adevărul înseamnă Dumnezeu. Aici este diferența între noi și ei. Un popor rezistă în istorie dacă are cultul mormintelor și a eroilor. Cultul mormintelor și a oaselor sfinte. Nu ai așa ceva, nu ai cum să reziști în istorie. Și pentru noi, așa cum suntem ca popor, miracolul reprezintă limba română. Ea a rezistat și rezistă în istorie. Limpede. Dau un exemplu din limba bătrână. Limpidus în latin. Lampa Iza este limba bătrână. Iza, iz, este apă curată, limpede. Izbuc. Dâmbovița, de aici vine. Ialomița, de aici vine. Tisa. Sunt cuvinte sacre care au rezistat și rezistă în timp pentru că ne leagă de ceea ce aș putea să numesc că dacă odată, vreodată, ar vrea să-și cunoască identitatea lor popoarele europene, latine, sau anglosaxone, se vor izbi de zidul limbii vlacogeților. Atât de vechi suntem.
Iar noi împrumutăm iluziile Occidentului. Nu trebuie să-mi răspundeți. Întrebați-vă acum cu ce sunteți îmbrăcat făcut în România. Ce mâncați acasă sau ce beți făcut în România? Mai nimic. Cui plătiți factura la energie? În niciun caz unei instituții românești. Cui plătiți factura la apă? Unde plătiți gazul? Și cu toate astea, lumea stă în confort. Și așteaptă. Să apară unul. Să facă ceva. Asta nu se cheamă biruință. Prima luptă posibilă și prima biruință este cu sinele tău. Cu tine însuți. Aici este joc. A venit vremea să înțelegem că suntem hotar și temelie de civilizație. Și sper ca poporul român să știe ce vrea și să înțeleagă ce poate. Vă mulțumesc! Mulțumim din suflet pentru cuvintele frumoase și aș vrea să mai adaug și eu ceva. Comunitatea noastră din Vaideni este la origine compusă prin asocierea a două comunități. Băștinașilor, care au fost aici, și a transfugilor care au venit din zona Ardealului, a celor români adevărați care nu au acceptat jugul și nici pierderea credinței. Acestea au fost cele două motive pentru care ardelenii au plecat din casele lor și au găsit în altă parte locală. Și drept dovadă că suntem o comunitate de români adevărați, la noi nunțile pleacă din curte cu steagul național în față. La noi se începe anul cu festivalul nostru Balul Oierilor, unde găsiți sute de tineri îmbrăcați în port popular. Păstrăm cu sfințenie festivalul nostru Învârtat Dorului, care are peste 50 de ediții continue. Am reînvoit și târgul de animale, care din păcate cu greu îl mai ținem, pentru că, ce spunea și dumneavoastră, se aruncă fel și fel de probleme peste comunitățile noastre, iar de animalele, ca să le mai putem expune, avem nevoie de aprobări. Pe lângă acestea avem șezăturile, avem de sărbătorile de iarnă, copiii noștri încă mai colindă, atât cu steaua cât și cu craii. Și avem o comunitate de oameni frumoși și vreau să le mulțumesc cu această ocazie tuturor, pentru că păstrăm cu sfințenie tradiția și obiceiurile noastre. În fiecare casă găsiți costume populare, găsiți icoane, găsiți fluierul nostru tradițional și avem și oameni deosebiți care lasă și au lăsat moștenire atât comunității noastre, cât și întregului neam românesc, cum este și domnul Mihai Vinereanu, domnul Toma Băncescu, domnul Ionel Tărtăreanu și, în ultimul rând, bardul nostru, domnul Bartolomei Todeci, care, sigur, de acolo de sus, e alături de noi astăzi. Acești oameni care au scris atât despre comunitatea noastră și nu numai, și care ne lasă o moștenire foarte importantă, pe care noi suntem obligați să o ducem mai departe. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc! Dacă cineva dorește din sală să se adreseze domnului Călin Georgescu, haide să profităm de prezența dânsului aici. Și nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc domnului Ivan Jinaru pentru ceea ce face și pentru ceea ce a făcut. Comunitatea noastră, după cum știți, beneficiază de statuia părintelui Arsenie Boca, iar împreună cu dumnealui în 2012 am
reușit să aducem de la prizloc cu binecuvântarea preanaltului Danil rozetele și stâlpii originali făcuți chiar de părintele Arsenie Boca, care sunt expuși în jurul statuii. Și mulțumesc! Ce scuze, eu vreau să zic două cuvinte. Da, am vocea suficient de bună. Două lucruri. Fapte, nu vorbe. Domnul primar, ieri ați oficiat o nuntă în sat, al unui fiu al satului, pleca la București și întors aici să se căsătorească, o nuntă în care, nu știu câți ați fost, unde au fost, unde mai puțin, eleganța de astăzi a domnului primar era în port, era eleganța costumului ungurenesc în care a oficiat această nuntă. Aici este vorba de fapte, nu de vorbe. Și o să mă fac în așa fel încât să-i transmit domnului Călin Georgescu, să-i transmit niște fotografii, niște filmulețe în care se vadă 70% din participanții la acest eveniment îmbrăcați în ungurenesc. A fost un lucru extraordinar. Fapte, nu vorbe. La noi, într-adevăr, se păstrează cu sfințenie. Și mă bucură și pe mine faptul că din ce în ce tot mai mulți tineri în momentul în care vin să se cunune, îmbracă portul popular și exceptând perioada pandemiei, o dată, dacă nu de două ori pe an, avem și nunțile tradiționale unde se cheamă oamenii la nuntă cu cai, cu plosca, și fetele cu miresele, cum se spune la noi. Toată lumea îmbrăcată în costum popular. Aceea este într-adevăr o sărbătoare cu adevărat și pe toți românii care doresc să vadă cu adevărat tradiția, așteptăm la noi la Vaideni. Adresez o întrebare scurtă. Vorbiți foarte mult de tineri care se căsătoresc. Noi astăzi la biserică nu i-am văzut. De ce nu vin la biserică? Probabil nu s-au trezit de la nuntă. O altă tradiție a satului, toți din sat sunt crescători de animale. Atât vaci cât și oi. La început au fost mai multe oi, acum sunt mai multe vaci. În sat. Oile sunt mai mult în Banat și în Dobrogea. Oare de ce? Problema e următoarea. Noi suntem obișnuiți să trăim, nu? Cu lapte, brânză, smântână, unt, nu? Carne de miel, carne de oaie, carne de vițel, eventual, știu eu, de porc, să trăim porc de Crăciun, mielul la Paști. Ori acum, ați văzut dumneavoastră, toată lumea zice, ce dom'le, să revenim, să facem tocăniță de lăcuste, să făină de greier sau mai știu eu. Nu știu acum în ce măsură se va ajunge la această situație. Dar oricum, încercările, dacă acum sute de ani în urmă, Blaise Pascal a zis așa că drumul spre iad este pavat cu idei geniale, așa? Aceste idei geniale le-au îmbrăcat foarte frumos, că au ajuns la ideea de nouă ordine mondială, după aia de globalism și mai nou neomarxism. În sfârșit, aceste chestiuni, probabil dumneavoastră le-ați mai urmărit, le mai știți, le cunoașteți. Dar oricum, noi nu putem să renunțăm la obiceiurile noastre și la tradiții. Deși se încearcă cu ideile acestea geniale, ba cu, știu eu, pesta porcină, cu grepa aviară, cu febra aftoasă, cu vaca nebună, cu tot felul de situații de genul acesta, încât să se diminueze numărul de animale sau de păsări, sau știu eu. Sunt chestiuni, iarăși, care, nu știu, sunt idei frumoase pentru unii, dar pentru noi nu mai sunt. Noi trebuie să ne păstrăm această tradiție, nu? Da, bun. Așa domnul profesor, noi ați expus Consiliul Europei. Da.
Acolo e și zebra aftoasă, acolo e și pesta porcină, acolo e și vaca care ne comandă nouă românilor ce să facem. Acolo. Și nu știu dacă v-ați dus cu minte acolo, dar pe mine acolo m-am dus minte. Dacă mai există doritor să adreseze o întrebare, două, vă mulțumim. Doamne, vreau să vă pun și o întrebare. Sunt că eu, Vaidenii, îl țin minte de când era mine. Că era un sat de ciobani. Deci, nu de tot o fabrică de prânz, de lactat. De ceva care să mă locuiesc aici, de mate, de Vaidenii. Că de aici plecăm. Să știți că... Să putem costumul național numai la nuntă. De ce plopurile și femeile nu se îmbracă în același caz? Știm de ce, dar e greu să le cunoaștem. Ascultați-mă un pic. Noi avem trei ansambluri de dansuri pe toate categoriile de vârstă. Copiii noștri ne reprezintă comunitatea săptămânal în toate colțurile țării unde avem parteneriate cu alte asociații. Câți aveți? În momentul de față, școala Vaidenii are un efectiv de 380 de copii. Și avem atât de la grupele de grădiniță de unde încep să învețe tainele dansului popular specific nou, de unde se îmbracă ungurență. Veniți la o închidere de an școlar la cei de la grădiniță, vă spun că o să vă treacă la crimine. Câți vin în costum popular la grădiniță și la școală? La festivități toți. Am înțeles, eu știu ce am înțeles. Zilnic, dacă nu facem asta la festivități. Păi dați-mi voie să știți că dacă, s-a scos inclusiv uniforma din școală, nu mai vorbim de acolo. Dar sunt lucruri care ne depășesc pe noi. Să știți că nu ne depășesc. Iar în ceea ce înseamnă, legat de procesarea laptelui, să știți că avem cel puțin 20 de gospodării cu spații de procesare autorizate a brânzei. Din care cel puțin 10 sunt cu finanțare pe fonduri europene. Mulțumim. Vreau să vorbesc de comunitate. Ai spus întrebări? Da, eu. Da, vă rog. Lumea fierbe. Dă un foc. După dumneavoastră, țara noastră, cum se poziționează? Cum ar trebui să se poziționeze? Nu mai uitați, am văzut și întrebarea anterioară. Prima dată îl cunosc pe domnul primar aici, deci nu ar putea să fie înțeles altceva decât că nu trageți în pianist, face și el ce poate. Chestiunile sunt peste. Deci aici se joacă cărți mari, se fac jocuri foarte complicate și atâta timp cât adevărul astăzi cu privire la situația internațională este următor, nu conduce nicăieri. Și o spun acum în premieră, o să o spun cât de curând pe un canal național. Nu conduce nicăieri, decât cu foarte puține excepții, pe care nu doresc să le menționez aici, politicul. Nu conduce nicăieri securitatea, cum se spune, ci conduc corporațiile, conduc oligarhii. Miliardarilor. Și acest lucru se poate face într-o țară ca noastră revenind și dând răspuns la toate întrebările, inclusiv la dumneavoastră, atunci când oligarhii își angajează la chei. Și la chei sunt în fund. Și au putere. Sunt deținători de putere. Treaba este foarte simplă. Vreți într-adevăr o schimbare? Prima începe cu voi înșiși. Exact ce am spus mai devreme, nu vreau să mai repet. Sigur că pentru mulți pare pune ce vorbește și ăsta. Cum adică cu mine? Că eu sunt foarte în regulă. Nu este așa. Și vă spun că nimeni, suntem toți într-o situație foarte sensibilă, care din generație în generație ne-au făcut ușor, ușor să uităm cine suntem.
și a plecat în special de la credința sfântă în Dumnezeu. Când astăzi o afișăm și nu este în interiorul nostru. Și în momentul în care înțelegi acest lucru și îl conștientizezi, le zici ce ai de făcut. Ce este de făcut este simplu. Foarte simplu. Creați comunități mici. Mâncați doar hrana locului, apa locului, însuflețite. Ambele de energia pe care o dă locul unde sunteți. Numărul 2. Creați comunități sustenabile. Ce înseamnă asta? Iau ca exemplu. Comuna Vaideni. Produceți totul aici. Totul. De la făina pentru pâine, de la brutărie, până la toate alimentele și conserve, încălțăminte, îmbrăcăminte, tot. Inclusiv energie. Și vă putem sprijini. Nu o spun asta că sunt aici. Nu vreau să insist mai mult, eu vă spun care este soluția reală. Coborâți în realitate. Altfel, ne facem că ne pasă, bârfim și transmitem inepții pe WhatsApp, că Ștefan cel Mare nu-și chema Răzeș și prin WhatsApp. În niciun caz. Și facem ceea ce trebuie în comunitățile noastre. Deci creați comunități, eu v-am dat exact soluția. Comunități sustenabile. Comunități care să trăiască singure, pe propriile picioare. Fără a avea niciun supermarket. Niciunul. Și atunci vom avea identitatea națională profundă. Până când această țară, și cu ajutorul vostru, că singur nu am cum să fac asta, va avea într-adevăr un conducător cu dragoste de țară și de oameni. Poporul român trebuie iubit ca să fie schimbat, nu schimbat ca să fie iubit. Mulțumesc! Vreau să vă întreb dacă în ultima vreme, în ultimile luni, în cadrul pericolului acesta de competențe pe care le expuneți cu foarte multă eleganță și multe cunoștințe, și vă mulțumim foarte mult, aveți sentimentul că s-a mișcat câte ceva în comunitățile pe unde ați fost și ați primit niște semnale, feedback-uri. Îmi pare rău, dar asta este cuvântul care se folosește. Îmi pare rău de combinarea lor. Așa, dar dacă simțiți că există un pic de scânteie undeva acolo, în cenușa imperiilor. Vă mulțumesc. Eu sunt bucureștean care m-am întors în Biden de câțiva ani și ne-am hotărât să rămânem aici. Ca să încercăm să facem ceva pentru această comunitate. Da, am confirm că am văzut acest lucru. Sunt oameni extraordinari. Sunt scântei care vor să devină stele. Și sunt și latura cealaltă de ipocriți pe care îi înțeleg profund. Și de violență pe care și pastor o înțeleg profund. Pentru că ea ne ajută să ne trezim. Și pe mine, și pe ceilalți care conștientizăm. Marea cheie acestor vremuri este să conștientizezi acum viața. Nu la final. Eu vă pot spune așa. Uitați aici. Va fi foarte bine. Pentru dragă omenire. Va fi o lume așa cum a dorit-o Iisus Hristos. Până atunci, poftiți? După suferință. Da. Până atunci însă, va fi o situație gravă. Vor dispărea luni și popoare. Ideea este unde ne vom afla noi, ca neam și ca națiune. Deci dacă reușim să conștientizăm acum, e bine. Conștientizând la final, este doar atunci când te lovești cu capul de perete și îți dă sângele din aia. Aia nu mai e că te trezi din conștiință. Vedeți? Deci, există potențial
într-o țară traumatizată, categoric, într-o țară abandonată, categoric, într-o țară care cetățenii și-au abandonat statul și statul și-au abandonat cetățenii și în care puterea de departe nu îi mai reprezintă cu nimic cetățenii această țară. Și în care eu vă rog și pe voi, cum am cerut peste tot, nu vă mai uitați la cei care conduc. Este singura soluție posibilă. Și facem noi. Țara se reface atunci când ne raportăm la oamenii de jos, la popor. Ce a fost distrus, a fost distrusă țărănimea și clasa mijlocie în mod special. A distrus clasa mijlocie, a distrus întregul popor. De aceea, cultura noastră a dispărut. Pentru că ea iubea și respecta frumosul. Iubea și respecta omul. Era creștină. Tot ce se întâmplă este antichristic. Realizați că nu e puțin lucru. Și vă spun la final așa. Faptul că trăiți astăzi această generație este mare lucru. Conștientizați cât curaj aveți în voi. Pentru că așa spuneau Sfinții Părinți. Regretau că nu trăiți vremurile de acum. Care sunt de cea mai mare încercare. De-aia am spus, conștientizați acum. Luptați să deveniți conștienți. Conștientizând, lecția pe care o ai de rezolvat în viața care ți-a fost dată. Este crucial ce v-am spus. Pentru ce ai venit pe această lume? De ce ai venit acum? De ce nu acum 50 de ani? Sau 100 sau nu peste 50 de ani? Sau peste 100 de ani? 2025, uitați, vă spun aici, este anul cheie. Reușim să conștientizăm până atunci? Bine. Nu? Una este să înțelegi puterea statală și alta este să înțelegi geografia. E diferență mare, gigantică. Înțelegem națiunea statală conștientizată, cum spuneam, nici nu mai știu, ori astăzi, parcă ați de-am spus, de la 1859, de la Ioan Cuza, bine, nu, e geografie. Nici ce se întâmplă la vecini nu este nicio luptă de stat. E doar geografie, vă spun asta simplu. Doar geografie. Și tot ce se întâmplă nu e doar geografie. Resurse care se mută într-o parte de toată. Asta este situația conștientizați și s-a generat o idee strălucită astăzi aici. Nu mi-a aparținut, am auzit-o în public, nu știu, parcă la dumneavoastră. Domn primar, cu ceea ce puteți face, vă spun sincer, n-are ce să vă spun nimeni. Nimeni. Rugați părinți, rugați-i și învățătorul la școală să vină copiii îmbrăcați în portofel. Măcar jumătate. Măcar pe sfert. Vă spun ceva, nu mai puțin vreo, vă spun ceva, cel mai important lucru în viața omului, nu mai puțin vreo. Cel mai important lucru este subconștient. În momentul în care îi spui unui copil, nu știi, ești prost, ai patru. În momentul ăla, chiar dacă el continuă să face ce s-a dus în subconștient, acolo unde greu îl mai scoți. L-ai îmbrăcat că e trendy, ca să folosesc și eu același cuvânt pe și îl îmbraci de la Gucci, mai știu eu ce de unde, sau îi pui o haină spicuită, tot made in China, evident, pe el, că e bine, sau Adidas, cum se spune, picioare. Hai să duce în subconștient. Ne mai vorbim să-i dai să bea Coca-Cola sau să duci la McDonald's. Repet, nu e o chestiune de sănătate aici. Se pot face o conferință pe asta. Nu e vorba de asta. E vorba de subconștient. E vorba de ceea ce îl primește subliminal
îl păstrează acolo și pe mă te gândești cum de a deviat, cum de a luat o razmă. Păi a luat-o pentru că acolo s-a pus o bază foarte fină. Războiul nu mai este pe violență asta, să știți. De multe ori. Este subliminal. Este prin manipulare fină. Și aici ne trezim toți. Suntem, de fapt, în război, ca să fiu mai clar, astăzi. Și depinde de tăria fiecăruia. Vă mulțumesc și pe continuare.